9 și 13 minute, bună dimineața din nou de la Ceastor. Suntem live și pe pagina de Facebook Ziua de Cluj și trecem de la guvernul Orban, trecem de la politică, trecem într-o zonă, ca să spunem așa, mai sănătoasă și mai plăcută. Vorbim despre sport, iar alături de mine și de dumneavoastră în această dimineață se află cea mai valoroasă jucătoare română de volei a tuturor timpurilor, doamna Cristina Pâr. Bună dimineața, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și sunteți alături de noi. Bună dimineața tuturor ascultătorilor, bună dimineața, Carol, mulțumesc pentru invitație, sunt fericită și bucuroasă că mi-ai acordat aceste momente să fiu alături de voi. Vorbim despre Academia de Volei Pârv 11, care, ca să spunem așa, se va deschide în 11-a 2019, dacă era 2011, mai aveam un 11 acolo la final. Dar înainte de a ajunge la Academia de Volei, ați revenit în țară după foarte mulți ani. Ce v-a determinat să vă întoarceți în România? Da, am stat afară 27 de ani, deci mulți ani petrecuți am stat în multe țări, în Brazilia, ultima dată în Italia, mulți ani în Franța, în Rusia, în Argentina, deci multe țări am străbătut. Ce m-a determinat să mă întorc în România a fost în primul rând sufletul, deși multă lume când am ajuns aici mi-a zis: de ce te-ai întors în România, tocmai în România? Deci eu sunt româncă, sunt mândră că sunt româncă, că am dus numele României în toate țările pe care le-am, pe unde am stat, pe unde am jucat, sunt bucuroasă. Și în al doilea rând, nici afară nu este exact așa cum toată lumea crede că este cel mai bine. Umblăcâinii cu covrigi în coadă. Exact, asta am zis și eu ultima dată când am avut un speech. Aceasta a fost întrebarea: de ce România? I-am zis, dacă ai fi stat în Brazilia, într-adevăr, Brazilia este o țară foarte frumoasă, cu multe locuri foarte frumoase, persoane foarte frumoase, și eu am stat mulți ani acolo și volei frumos au acolo și foarte la cel mai înalt nivel, dar siguranța mea a fost destul de... Deci nu poți să mergi pe stradă liniștit și libertatea nu are preț, și atunci în momentul în care vii aici la noi în țară și vezi că poți să mergi pe stradă, nu ai nicio problemă, nu te abordează nimeni, nu te fură nimeni. În Brazilia am fost și furată, a fost destul de exact ca în filme. Ne-a pus într-o cameră vreo 6 persoane, am stat într-o cameră cu pistolul, mi-a furat mașina în momentele alea, telefonul, în sfârșit toate chestiile astea. Deci sunt niște lucruri care noi nu le valorizăm la noi în țară până nu... pentru că credem că peste tot este cel mai bine, cel mai frumos, și politica afară nu este ca și... nu este cea mai bună. Deci peste tot sunt lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Deci eu sunt bucuroasă că m-am întors, sunt fericită, copiilor mei le place, chiar dacă s-au născut în Brazilia amândoi, și sunt împăcată că sunt aici. Și la Cluj, este un oraș extraordinar, m-au primit cu brațele deschise, că eu sunt urdeancă de fapt, de aici de aproape, dar suntem foarte bine. A fost la un moment dat, ați avut și o ofertă, dacă o putem numi așa, să jucați pentru Naționala Braziliei și ați refuzat. În 2002 ați fost declarată cea mai bună jucătoare din Brazilia. Da, într-adevăr, în 99 fostul antrenor al Naționalei Braziliene mi-a propus să mă naturalizez braziliancă, să joc la Olimpiada din 2000. Asta a fost visul meu și cred că visul oricărui sportiv este să joace la Olimpiadă. Dar fiind atâția ani capitan echipei naționale de vole și servind România, efectiv am pus în balanță și nu am acceptat în momentele alea să mă naturalizez braziliancă. Am rămas o româncă
și sunt aici acum, m-am întors să aducem și României voleiul, să ducem și România cu voleiul, să se dezvolte mai mult decât este. Ca să facem o paranteză, să spunem și ascultătorilor noștri, doamna Cristina Părv a fost cea mai bună jucătoare a Europei în 1990, medaliată cu bronz la campionatul european 1988, campioană mondială universitară în 1993, Cupa Italiei câștigată în 2001-2004, Cupa Franței în 2005, campionatul Franței în 2005, campionatul Braziliei în 2002 și declarată cea mai bună jucătoare, Supercupa Italiei 2003-2005, campionatul Italiei 2000-2001, campionatul României în 1988-1989, câștigătoare Top Teams Cup în 2006, câștigătoare Cupa CEV în 2003, declarată cea mai bună jucătoare. Deci un întreg palmares, ca să spunem așa. Din păcate, va trebui să puneți capăt carierei de jucătoare. Ați avut două intervenții chirurgicale, dar e bine că ați revenit în România acum un an și un pic, ca să spunem așa. V-ați stabilizat aici și încercați să puneți bazele unei academii de volei. Ce înseamnă această academie de volei Pârv 11? De la ce vine Pârv 11? Să luăm puțin cu palmares. Într-adevăr, am avut un palmares foarte, foarte frumos. Am fost și... am început și de vreme, am început să joc volei la 8 ani, la 14 ani deja eram la Dinamo, eram la echipa națională de junioare, la 16 ani am fost titulară la echipa de senioare de la Naționala de Senioare. Vreau să vă spun că munca este cea mai importantă. Talentul este important, dar cine câștigă este tot munca. După atâția ani de volei și ceea ce voleiul mi-a dat mie, că efectiv prin volei am reușit să realizez tot ceea ce mi-am propus în viață și pe plan sentimental cu doi copii care... Să vă trăiască! Mulțumesc! Am doi copii, Nicol de 15 ani care joacă și ea volei acum la Turda, un băiat Patrick de 11 ani care joacă fotbal, el nu este, n-a mers pe partea de vole, este portar, are puțin cu mâinile, dar... Poate se reprofilează. Nu știu, este talentat, sunt destul de talentați, dar nu talentul te duce la performanță, ci munca. Dacă îți place, dacă ești muncitor, dacă ai pasiune, de fapt, pasiunea este cea mai importantă în ceea ce faci. Că atunci poți ce înseamnă ca și muncă? Ok, ai talent, dar să înțeleagă și, și lumea. Ce înseamnă muncă pentru a face sport de performanță, adică nu a face sport de masă. Iarăși o să revenim și la aceste discuții. Dar ce înseamnă ca și muncă pentru a deveni performer? Sportul de performanță este muncă, cum a zis, dar mai mult decât muncă. Este o dăruire care trebuie, deci este să faci tot timpul ceva în plus decât cel de lângă tine. Eu, de exemplu, ce făceam? Mă duceam tot timpul, mă antrenam cu băieții, deci mergeam la Dinamo, făceam antrenamentul meu, după antrenamentul meu rămâneam și mă antrenam cu băieții la fileu, că este fileu cu aproape 20 de centimetri mai mare decât fileu de fete. După ce terminam antrenamentul, înainte de antrenament mergeam cu o oră înainte să fac stretching, să fac... Deci tot timpul ceea ce faci tu în plus... Nu ceea ce ți se spune să faci, deci acel plus întotdeauna te duce la performanță, pentru că exact la un medic așa este, cred că și aici în transmisia dumneavoastră tot așa este, dacă veniți mai repede, dacă vă pregătiți mai repede, studiați mai mult și eu am început să studiez cum e voliu, care sunt mișcările, de ce e bine așa, deci o introducție în ceea ce faci, deci o dăruire în ceea ce faci, asta te face să te duci la performanță. Ce înseamnă din 24 de ore ca și muncă?
Păi erau... Pe lângă, deci, ok, antrenamentul care îl face orice echipă, nu? Unu sau două pe zi. În plus, ca și lucru individual, ce înseamnă? Păi individual asta este, să rămâi și, după antrenament. Da, ca și timp. Să rămâi după antrenament încă o oră. De exemplu, eu mi-aduc aminte când am început și aici la tur, dar eu eram singura care făceam antrenamente. La 7:15 dimineața eram la antrenament, făceam numai eu și domn profesor Lazar, care... cu care am început să fac voleiul, și la 8 eram la școală, a doua, după masă eram iarăși la antrenament cu o oră înainte. Deci chestiile astea te duc la performanță. Deci dacă îmi zicea profesorul să fac 100 de pase la perete, eu făceam 200 de pase la perete. Dacă îmi zicea să fac 200, făceam 400. Deci pasiunea asta, deci dorința de a fi tot timpul, de a te autodepăși, asta este... Într-adevăr, este un pas. Din punct de vedere al antrenamentelor, al pregătirii, în ce campionat au fost cele mai, să spun așa, dure și a fost ceva de... ați luat ceva de acolo, ați învățat ceva de acolo? Păi peste tot am învățat, pentru că, de exemplu, campionatul românesc era la un nivel. Când m-am dus, cum ați zis, la 18 ani am fost cea mai bună jucătoare din Europa și la 19 ani am plecat în Italia. Eu vreau să mă duc în Italia pentru că în momentul acela era cel mai bun volei din lume și am zis că eu vreau să mă compar și să văd unde sunt la nivelul acelor mai bune jucătoare din lume. Ce trebuie să fac ca să pot să ajung cea mai bună jucătoare din lume. Deci întotdeauna mi-am dorit să fac mai mult decât am putut să fac și sunt convinsă că toată lumea poate să facă mai mult decât de multe ori suntem într-o zonă de confort și stăm acolo, e ok, ce facem, deci întotdeauna trebuie să ne dorim mai mult. Și atunci m-am dus în Italia cu cele mai bune jucătoare din lume, alt joc, altă mentalitate, cum eram străine, erau doar două străine în campionat, ziceam, wow, ce trebuie să fac, trebuie să atac mai mult. Eu am fost tot timpul o jucătoare completă. Când am plecat în Brazilia, aveam mentalitatea din Italia, deci nu mai trebuie să atac, să fac puncte, era ok. Nu. În Brazilia altfel era jocul, deci mult mai rapid, mult mai complet. Aveam un antrenor acolo care era numai țipa, nu înțelegeam nimic ce zice, dar am învățat. Deci eu la 25 de ani m-am dus în Brazilia să joc și mi-am schimbat jocul la 25 de ani. Deci se poate face, pentru că în momentul în care tu vrei mai mult și ți se oferă mai mult, cum a fost campionatul brazilian, că este cel mai bun volei din lume, am zis, wow, atunci trebuie să fac mai mult preluare, trebuie să fac și apărare, trebuie să fac și, deci, toate lucrurile tehnice care în Italia nu le făceam așa. Ziceam, ok, dacă eu fac 20 de puncte pe meci, e ok. În Brazilia nu era suficient. Deci sunt niște lucruri care peste tot am învățat. În Brazilia, în Rusia, alt joc, mult mai în forță. În Franța eram la Cannes, am jucat la Cupa Campionilor, erau alte cerințe. Deci în fiecare campionat am învățat câte ceva și m-a completat ca jucătoare. Cum vi se pare viața în Cluj după atâția ani petrecuți în străinătate? Da, este foarte frumos, ne-am obișnuit foarte bine și eu și copiii, îmi plac oamenii aici, bine, eu sunt ardeleancă, ce să mai zic, sunt de aici, e sufletul meu aici, am întâlnit persoane foarte deschise care și să mă ajute și pentru Academie, vorbeam de Academia Pârv 11 și m-a întrebat, cred că și... Da, de unde provine Pârv 11? Pârv este numele meu, da, cu care am jucat 11. Tot timpul. 11, am jucat eu cu numărul 11 tot timpul. Ziceam că, și multă lume zicea, tu nu ești 10, tu ești mai mult ca 10, ești 11. Și atunci tot timpul mi-am luat numărul 11 și am jucat peste tot, în toate campionatele cu numărul 11. Deci este marca mea, să zicem, numărul 11. Marca înregistrată. Marca înregistrată, exact. Și de asta am ales și 11-a să se deschidă Academia. N-a fost în 2011, dar este 2019. Este un număr în care cred. Eu sunt născută pe 29 iunie, 2 și cu 9 e 11. Deci cam toate se leagă. Dar sunt
foarte fericită că m-am întors și că pot să dau voleiului ceea ce mi-a dat el mie și pot să fac unde mai bine decât la mine în țară și la mine în oraș. Totodată sunteți ambasadoarea voleiului din România. Sunteți, cum spuneam și mă repet, de un an și în țară. Ați fost căutată de cineva de la Federația Română de Volei? Au luat legătura cu dumneavoastră? Nu prea vreau să intru în subiectul ăsta. Nu, mi s-a spus că nu au nevoie de mine. Și ok, atunci am zis bine, nu e nicio problemă. M-am dus mai departe, vreau să mă duc mai departe cu academia mea. Am fost la invitată de Federația Europeană la campionatele europene care s-au desfășurat acum în august și septembrie și la fete și la băieți. Și am zis că eu sunt aici, sunt dispusă să ajut voleiul. Am venit aici ca să aduc un plus, nu să iau locul nimănui, să nu, vreau aici nu, deci cum să spun, nu e vorba de a lua locul cuiva, nu? Dacă tot aveți o diplomă, da, ați fost numită ca și ambasadoare. Adică, păi, ok, nu avem nevoie de tine la federație, dar hai să vedem ce suport sau din punct de vedere al publicității, nu? Să vă ajute cu ceva sau să aibă o discuție cu dumneavoastră. Să știți că întotdeauna și în toate campionatele unde am fost și în toate țările unde am jucat, toți conducătorii de federații și toți conducătorii, toți președinții își atrag spre ei personalitățile care au fost în sport pentru publicitate, pentru deschiderea, pentru sponsori, pentru imaginea care tu poți să o aduci copiilor, care tu poți să o aduci oamenilor prin ceea ce ai făcut tu, prin ceea ce poți să faci tu, prin ceea ce reprezinți tu. Deci eu sunt convinsă că multă lume și la academia mea s-au înscris acum pentru ceea ce eu am făcut pentru sport și pentru credibilitatea care pot să o aduc eu în favoarea celorlalți, pentru că efectiv este pentru comunitate, pentru toate persoanele, e deschisă și academia. Noi ne-am bazat pe, adică noi am vrut să punem bază pe și vrem să punem bază pe tineri ca să dezvoltăm voliul românesc, dar s-au înscris mulți adulți. Probabil persoane care știu deja, au știu puțin de volei, știu ce înseamnă voleiul și în Brazilia foarte mult se practică și voleiul după o anumită vârstă. Și de ce nu să se vorbească mult mai mult de volei. Și să facem o paralelă, dacă tot vorbeam de 11-a, 11-a și a zis numărul 11, uitați că deschideți Academia la 4 plus 7. Deci 4 plus 7 e 11. Deci sunteți urmărită, de numărul 11. Da, mult sunt urmărită, cam peste tot unde merg. În Brazilia, nu vi s-a propus să rămâneți, să aveți o funcție de conducere sau să mergeți în federație? Ba, chiar mi s-a propus și la guvern mi s-a propus să merg. Deci în Curitiba am stat eu, în sudul Braziliei, și înainte să vin încoace anul trecut, m-a chemat guvernatorul care este acum în statul Paraná, că așa se numește statul, cum ar veni județul Cluj, m-a chemat să fiu un fel de ambasadoare pentru, tot așa, pentru sport, pentru că sportul, deci asta vreau să aduc și eu aici puțin, să vorbim despre, sportul este sănătate, sportul este educație, sportul, deci cred că asta un pic lipsește la noi în mentalitatea de la noi din țară, din ceea ce am văzut eu. Cum raportat la ceea ce ați văzut în afară și ceea ce este în țară, din punct de vedere al sportului, al sportului de masă, discutăm acum, nu discutăm de, începând de la, nu știu, grădiniță, clasele primare, clasele gimnaziale și mai departe, liceu. Cum se raportează sportul în România raportat la ceea ce este în Brazilia, în Italia? Deci este mult mai dezvoltat în Brazilia și în Italia din cauza mentalității. Deci toți părinții își duc copiii la sport. Toți copiii, toți părinții investesc în sport. Sunt sponsori
care, adică sunt persoane care investesc în sport exact pentru ceea ce ziceam. Sportul este sănătate, îți dezvoltă, de exemplu, și la mine tot așa a fost. Ce făceam eu dacă rămâneam în Turda și nu aveam sport? Care era viitorul meu? Deci prin sport nu numai dacă faci sport de performanță, voleiul, de exemplu, Vorbesc, de aceea am spus, vorbesc de sportul de masă. Sunt foarte multe discuții de ce. Copiii, având în vedere tehnologiile, cum s-au dezvoltat în ultima perioadă, decât să meargă, nu știu, să joace fotbal, să alerge, să meargă cu bicicleta sau acele jocuri ale copilăriei, să le facă, preferă să stea să se uite pe internet. Aici, de fapt, a cui e vina? A părinților, a învățătorilor, a profesorilor? Unde greșim noi ca și mentalitate? Unde avem această problemă? Eu zic că și de sus trebuie plecat, de la Ministerul Sportului, Ministerul Învățământului, să se implementeze în școlile noastre, să fie obligatoriu să faci sport, nu să vii la ora de sport și să zici, a, mă doare aia, sau aduci scutire medicală, că nu se poate aia. Deci să fie sportul să fie o obligație, în sensul cum este matematică, cum este română, pentru că este o dezvoltare și motrică, și intelectuală, și de sănătate, și de disciplină. Și deci, de exemplu, voleiul este sportul cel mai de echipă din toate sporturile. Deci fiecare are nevoie de fiecare. Eu nu pot să atac singură, nu pot să fac bloca singură. La fotbal sau la handbal este altceva. Deci mentalitatea care tu ți-o creezi în volei, deci fiecare are nevoie de fiecare, fiecare trebuie să facă cel mai bine din ceea ce poate să facă, ca celălalt să realizeze punctul cel mai bine, are nevoie de mine. Și mentalitatea asta tu ți-o creezi, ca în momentul în care, chiar dacă nu ești sportiv de performanță, tu poți să o folosești ca IT-ist, poți să o folosești ca și medic, poți să o folosești. Deci, disciplina și ceea ce creezi tu în volei, mentalitatea, poți să o aplici după aceea în viața de zi cu zi. Ar trebui, nu știu, mai multe ore de sport săptămânale implementate în școli, că la un moment dat s-a scos acel manual de sport, unde mergi și predai teoretic sportul, cum ar trebui să joci handbal, mâna deasupra capului. Pe noi practica, de fapt, ne omoară, că teorie toți știm. Exact, eu zic că și de la părinți, deci văd și la mine, și eu sunt părinte, cum am zis, sunt mamă a doi copii, dar în momentul în care ei și-au tableta sau telefonul, dacă îi lași o oră, dacă îi lași două, dacă îi lași trei, acolo rămân. Deci noi, ca părinți, și 6 ore, și 6 ore și 10 ore. Deci dacă nu iei de acolo, într-adevăr nu vin. Pentru că poate e mai ușor și pentru părinți, stă acolo, îl văd acolo, nu e ok, eu îmi fac lucrurile mele, treburile mele, decât să te duci să-l duci la sport, să te duci cu mașina, trebuie să-l lași, trebuie să-l iei. Deci îi o mișcare în plus, dar este mult mai sănătos decât să stea copilul acolo. Deci e mult mai benefic pentru copii și chiar și pentru adulți. Că în Brazilia, de exemplu, sunt campionate de amatori 40, 50, 60, 70 de ani. Joacă volei. Deci, vezi, toată lumea joacă volei, toată lumea face un sport. Știți, dacă ne uităm puțin și la noi în țară, sportul a început să fie practicat în ultima vreme mai multe oamenii care au plus 40 au început dintr-o dată să... Păi cred că și-au dat seama că de fapt au pierdut timp și atunci noi la 40 de ani, că și eu mă includ în vârsta aceasta, și eu mă duc la sală acum, chiar dacă nu mai fac sport de performanță, dar văd cât este de important pentru mine psihic să mă duc la sală. Deci noi, ca după 40 de ani, este foarte important activitatea sportivă. Deci când te duci la sală, emani toate lucrurile negative, toată endorfina aia care s-a acumulat de stres, de viața de zi cu zi, că și asta, efectiv, și societatea acum... Nu neapărat trebuie să mergi la sală. Poți să alergi, poți să mergi cu bicicleta, poți să mergi cât de mult pe jos, nu?
lucrul ăsta, orice mișcare este benefică. Nu numai asta, și acasă poți să faci, deci sunt multe exerciții care poți să le faci acasă, abdomen, poți să faci și cardio acasă. Deci multe exerciții se pot face dacă ai voința. Ați început un proiect în Turda cu echipa de volei care este în, nu știu cum se numește exact, Liga 2, ca să spunem așa. Dar nu vreau să discut despre acel proiect, vreau să discutăm acum despre Academia Pârv 11, Academia de Volei Pârv 11. Ce înseamnă această academie? În viziunea dumneavoastră, pentru ce categorii de vârstă se încadrează? Cine se poate înscrie, dar să o luăm treptat. Ce înseamnă această academie și de ce ați pornit această academie? Păi am pornit efectiv, de mult aveam visul acesta să deschid o academie de volei, să dau copiilor și oamenilor care se înscriu ceea ce eu am avut, deci o posibilitate de a deschide orizonturile pentru orice. Eu m-am gândit între 8 și 18 ani să vină să se înscrie oricine dorește să facă volei la început. Deci în momentul de față vreau să vină lumea la volei, vreau să vină lumea să înțeleagă ce este voleiul, să vadă care este mentalitatea, care este modul de a începe să joci volei. Eu vreau să creez pasiunea oamenilor pentru volei. Nu mă gândesc deocamdată că vreau să fac numai performanță, pentru că deocamdată în România nu sunt oameni care vin la volei, și asta vreau să, prin atitudinea mea, și eu să fiu tot timpul lângă ei, să-i învăț să joace volei, să-i învăț ce înseamnă să fii un jucător de volei, dar prin surprindere s-au înscris și mulți adulți. Deși n-am avut... Și ce faceți cu adulții? Când am venit anul trecut, m-am gândit, deci cu cine am vorbit, m-am gândit că le-am zis, zic, vreau să deschid și de adulți, dar întâi vreau să mă focusez pe copii între 8 și 18 ani. Dar ce facem acum dacă s-au înscris? Deja sunt vreo 15 înscriși. O să facem, sigur, o să facem. O să vedem cum să ne împărțim, pentru că cea mai mare problemă este sala, nu prea găsim săli. În câte săli se vor desfășura, să spunem așa, în antrenamentele? Se vor desfășura în două săli, în Babe și în Gheorgheni, și o să încercăm să găsim încă o sală ca să putem să facem și cu adulții. Ca și număr de copii, de oameni, dacă ați spus adulți, deja nu mai pot să zic copii, cam câte persoane sunt înscrise până acum? Păi în jur de 25-30 deja s-au înscris, și între adulți și copii. Am început acum destul de târziu promovarea, doar din prieteni, doar din persoanele care le cunoșteam. Acum am început, am alături de mine o prietenă de-a mea și o fostă voleibalistă de la Turda, Maria Man, care mă ajută să promovez și să deschidem porțile și posibilitățile pentru persoanele și copiii care doresc să joace volei la Academia Pârv 11. Se va face pentru început, vreți să promovați în această academie sportul de masă, din ce am înțeles. Exact. Adică toți cei care vor să învețe ceva despre volei pot veni să se înscrie, să joace volei, să învețe, să spunem așa, tainele voleiului. Exact. Va urma, nu știu cum să mă exprim, va urma un iași și o parte, vă gândiți pe viitor să faceți din această academie și sport de performanță o pepinieră pentru voleiul românesc? Da, ne gândim, bineînțeles. Sunt convinsă că o să vină multă lume și sunt convinsă că o să fie, și sunt, într-adevăr, sunt multe talente
la noi în țară, trebuie doar dat posibilitatea de a se desfășura, de a găsi talentele care le au în ei însuși persoanele. Deci sunt în viitorul apropiat, să zicem, o să facem și o selecție, bineînțeles, pentru care sunt cei mai buni, o să putem să facem un campionat, să putem să înscrieți pe grupa de junior la Federația Română de Volei. Exact, exact. Și cum avem la Turda echipă de divizie A2, avem gânduri mari să promovăm și dacă totul merge bine cum ne gândim noi și cum dorim noi să facem cât mai bine pentru volei, și atunci cine de aici are talent și poate să joace în divizia A2 și A1, atunci o să putem să veți lua rețeta a ceea ce a făcut Hagi la Viitorul, Academia Hagi. Păi este un exemplu, trebuie să luăm exemplu de la cei care sunt buni și care au făcut bine și care fac bine și care se văd rezultate, într-adevăr. Hagi este, și pe mine, când jucam și în România, toată lumea zicea Hagi al voleiului, deci și eu am urmărit și îl urmăresc pe Hagi și îl admir, clar, cu tot ce face, tot ce s-a dăruit fotbalului, și de ce să nu facem ceea ce... Ce să fac și eu ceea ce a făcut și el în România. Bun. Unde se pot înscrie? Unde pot înscrie părinții, copiii? Păi am pus și pe Facebook, Academia are și Facebook, Academia de Volei Pârvu 11, toată lumea poate să intre să acceseze Facebook-ul, este și pe pagina mea de Instagram Pârvu 11 oficial. Deci toate sunt Pârvu 11 oficial. Deci oriunde se caută Pârvu 11, dai un Google, ai văzut unde este Pârvu 11, ai mers. Ce înseamnă ca și costuri pentru părinți? Va fi o taxă de 200 de lei pentru fiecare persoană care vrea să se înscrie și să vină cu drag. Ați încercat să luați legătura, cu sponsori din municipiu, din județ, pentru a ajuta acest proiect? Deocamdată nu, nu m-am dus la nimeni, vreau să fac deocamdată din bugetul meu. Probabil că în viitor sunt persoane care mi-au zis că vor să colaboreze, vor să fie partenerii mei, dar deocamdată sunt singură, doar cu persoanele care mă ajută, care sunt în jurul meu, vărul meu care mi-a făcut brandul și așa mai departe, dar numai din bugetul meu deocamdată. Referitor la deschidere, unde va fi oficial, să spunem așa, lansarea Academiei? Deschiderea va fi la sala Vasile Geleriu, în Babeș, în Parcul Babeș, la ora 19. Vă aștept pe toți cu drag, sunteți invitați. 11-a, da, cred că nu o să uite nimeni. Toată lumea o să... Și ce se va întâmpla în timpul deschiderii? Surpriză? Sunt multe surprize și nu pot să zic acum, doar să veniți și o să vedeți, să participați. Bun. Pentru mai multe amănunte, cum spuneați și dumneavoastră, pagina de Facebook, conturile de pe site-urile de socializare, eu vă mulțumesc mult de prezența în emisiune, vă doresc succes. Noi mai avem de luat și publicitate și vom părăsi pagina de Facebook. Vă mulțumesc încă o dată.